dacă după telefonul ăsta dat la Bruxelles de ministru Boloș, ministrul finanțelor, da, care are cifrele în față, banii țării, cum ar veni, spune că nu este sustenabilă legea și vin reprezentanții Comisiei și spun că România nu are bani să implementeze legea. Aveți acest scenariu? Se poate suspenda legea asta dacă vine Comisia și spune, cu analiza proprie, după semnalul tras de Marcel Boloș, eu că nu sunt bani? Eu nu iau în calcul acest scenariu. Noi suntem responsabili, suntem oameni politici responsabili și suntem aici și pentru a acorda românilor ceea ce merită, dar și pentru a reuși de fiecare dată să avem negocieri care să le aducă românilor un plus. Deci intră în vigoare legea asta, doamna ministru, majorările din lege, la 1 septembrie, așa cum scrie în actul normativ adoptat ieri de guvern. Calendarul legii are două etape. Prima etapă este 1 ianuarie 2024. Începând cu 1 ianuarie 2024, indexarea. Pensiile românilor vor fi majorate cu 13,8%. Mai degrabă indexate cu rada inflației, că majorarea e una, majorate, în textul legii avem majorate. De altfel, în toate legile pensiilor se folosește acest termen, deci începând cu 1 ianuarie 2024, pensiile românilor vor fi majorate cu 13,8%. Asta e sigur, 100% sigur, pentru toată lumea, 5 milioane de pensionari. Iar începând cu 1 septembrie 2024, în urma recalculării, toți românii vor avea pensii care să-i ducă într-o zonă de echitate. Bun, și asta va aduce, în medie ați spus dumneavoastră, 40% va fi creșterea pentru 3 milioane de pensionari? Vor fi români care vor avea poate o creștere de 1%, vor fi români care vor avea poate o creștere de 80%, depinde de cele trei elemente esențiale pe baza căruia se calculează numărul de puncte. Da? Punctele contributive, punctele necontributive și punctele de stabilitate. Fiecare român va avea un punctaj care se va înmulți cu valoarea punctului de referință, care anul viitor va fi 81 de lei și datorită acestui punctaj va avea pensia recalculată. Este foarte important ca toți telespectatorii care ne urmăresc să știe că nici o pensie nu va scădea. Dar câți pensionari nu vor avea parte de nicio creștere conform noii formule? Că dumneavoastră ați făcut cu siguranță niște simulări, sunt aproape 2 milioane de oameni cărora nu le vor crește pensiile pe noua formulă. Eu pot să vă spun că peste 3 milioane de români, pe simulările noastre, vor avea pensii mai mari. Și acest lucru este 4,8 milioane, deci undeva 1,7 milioane de pensionari trebuie să știe că nu vor avea creșteri, ci rămân doar cu indexarea de la 1 ianuarie. Este corect? Important să știe toți românii că în 2024 vor avea pensii mai mari datorită celor două procese. Oricum, fiecare român, datorită majorării de la 1 ianuarie, fiecare român, datorită faptului că valoarea punctului de pensie crește, fiecare român în 2024 va avea o pensie mai bună. Dar pe recalculare să nu aibă așteptări toți că o să aibă parte de majorare. Pe noua formulă. Pe recalculare, da. Este foarte important să explicăm cele două elemente pe care le avem. De contributivitate și de stabilitate. Cu alte cuvinte, la contributivitate și muncă egală vom avea pensii egale, fiindcă prin această nouă lege a pensiilor, în fapt, noi încercăm
să corectăm trei categorii de inechități. Pe de o parte, inechitățile apărute între pensionari care au muncit la fel, dar au ieșit la pensie în ani diferiți, inechități între doamne și domni și, nu în ultimul rând, inechități între pensionari care s-au aflat în indemnizația minimă socială. Este foarte important de spus că pe simulările noastre, pe o situație în care aveam un pensionar în indemnizație minimă socială, care astăzi primea 1125 de lei, de anul viitor, pentru o vechime în muncă de 35 de ani, creșterea va fi de 87%. Deci aproape adică se dublează peste pensia. 1900 de lei. Este foarte important de știut datorită punctelor de stabilitate, fiindcă pentru un român care a muncit peste 25 de ani se va obține un punctaj suplimentar pentru fiecare an de muncă. Între 25 și 30 de ani, 0,5 puncte pe an. Între 30 și 35 de ani, 0,75 de puncte pe an și după 35 de ani, un punct pe an. Cu alte cuvinte, dacă muncești, primești. Adică un fel de bonusuri, da? De puncte bonus vor primi cei din țara noastră care muncesc peste 25 de ani. Așa, guvernul vrea, de exemplu, să rămână oamenii să muncească mai mult și să se pensioneze mai puțin, nu, practic să se încurajeze munca și să primească aceste bonusuri la pensie, puncte bonus? Rămânerea sau nu în muncă este opțiunea celui care muncește. Noi vrem doar să facem o diferență în sens pozitiv între cel care muncește mai mult față de cel care a muncit mai puțin. Cam care ar fi cea mai mare sumă pe care o poate primi un pensionar? Ce înseamnă ea? Depinde de punctajul pe care îl are. Deci depinde de punctajul pe care îl are. Se poate ajunge și la 1000 de lei? Punctajul plecând de la punctele de contributivitate, adică punctele pentru care s-a constituit dreptul de pensie și pentru care, în baza cărora s-a calculat cât a plătit acest pensionar. Deci, punctele de contributivitate la rândul acestora vor crește, fiindcă dacă până acum nu se lua în calcul acordul global dinainte de anul 2001, după noua lege, pe puncte de contributivitate se vor lua în calcul inclusiv sporurile nepermanente. Adică, dacă un român a avut acord global, al 13-lea salariu, alte sporuri nepermanente, premii, toate acestea... Facultate? Șomaj? Nu, acelea sunt... Și pentru acelea se primesc puncte, dar puncte necontributive. Pe contributivitate avem în mod proporțional, se iau toate aceste venituri și se vor transforma în puncte de pensie contributive care vor fi folosite la stagiul minim de cotizare și stagiul complet de cotizare, iar în cazul facultății, șomaj, armată, sunt perioade asimilate care, la rândul lor, vor da un punctaj suplimentar, dar nu vor fi luate în calcul la stagiul minim de cotizare. Din simulările pe care le-ați făcut dumneavoastră, sunt majorări de sute de lei, dar revin puțin cu un exemplu concret. Se poate ajunge și să fie creșterea de mii de lei a pensiei pe noua formulă, pe noua lege? Bun, dacă pensionarul despre care vorbim da. A avut venituri mari, sigur și pensia va fi mare. Deci la câteva sute de lei până chiar și la 2-3 mii de lei poate fi creșterea. Aici depinde. Contează punctajul fiecărui pensionar. După cum fiecare dintre noi suntem unici
și punctajele de pensie sunt influențate de cele trei elemente pe care le-am spus deja. Punctele contributive, necontributive și de stabilitate pe care fiecare pensionar le-a acumulat. Vreau să vă mai întreb puțin despre facilitățile din noua lege și anume scade vârsta de pensionare pentru femei cu câte jumătate de ani pentru fiecare copil. Explicați-ne această bonificație, să o numim. Sunt două elemente noi în noua lege, foarte importante amândouă. Primul dintre ele, stagiul de perioada de creștere a copilului, concediul maternal, este considerat stagiul contributiv. Fie că acest concediu este acordat mamei sau tatălui, este perioadă contributivă, ceea ce este foarte important, fiindcă nu pedepsim mamele pentru perioada în care au stat cu copiii. Cel de-al doilea element foarte important este cel cu privire la reducerea vârstei de pensionare. O mamă care crește un copil până la vârsta de 16 ani sau adoptă un copil sau are un copil adoptat de care se ocupă până la 14 ani, va avea o reducere a vârstei de pensionare cu 6 luni pentru fiecare copil. Cu alte cuvinte, dacă ai un copil pe care tu l-ai crescut, vei avea o reducere a vârstei de pensionare cu 6 luni. Dacă vei avea doi copii, dacă ai doi copii pe care îi crești, o reducere a vârstei de pensionare cu un an și așa mai departe până la un număr de 7 copii, pentru care vei avea o reducere de 3 ani și 6 luni la stagiul de la vârsta de pensionare. Puteți să scrieți pe foaie aici, să vadă telespectatorii, cum pot să facă să își calculeze pensia, doamna ministru? Să zicem că are cineva poate și două facultăți, un masterat și doi copii. Cum face să-și calculeze pensia? Bun, și după deci va avea prima dată punctele contributive, da? Deci trebuie să știe punctele contributive de pe decizia de pensionare. Da. Apoi, va avea punctele necontributive, cele pe care... Două facultăți, am zis. Cele pe care le-ați menționat dumneavoastră aici, doar una dintre ele va fi luată în calcul. Apoi, trebuie să... Are și doi copii. Dacă este femeie, e femeie. Dacă este femeie, îi se va lua la stagiul contributiv, da? Perioada, atenție la calcularea pensiei, da. Doar stagiul contributiv influențează la scăderea vârstei de pensionare, are în cazul a doi copii 12 luni mai puțin, adică, cu alte cuvinte, să vă explic, dacă astăzi vârsta de pensionare pentru femei este 62 de ani și o lună, iar până în 2030 vom merge etapizat până la 63 de ani, în baza noii legi, până în 2035, va trebui să ajungem la egalizarea vârstei de pensionare între femei și bărbați la 65 de ani. Cu alte cuvinte, dacă femeia noastră iese la pensie în 2035 și are doi copii, da, poate să iasă la pensie în 2034, mai devreme cu un an. Un an mai devreme. Haideți să revenim la exemplul ăsta. Deci facem un exemplu, să zic așa, orientativ. O femeie care are, profesor care are 40 de puncte. Putem și doi ani, două facultăți. Putem să calculăm acum? Da, deci pentru o femeie care are 40 de puncte contributive și care are perioada asimilată de o facultate, va avea 0,25
de puncte pentru fiecare an de facultate. Dacă facultatea dânsei a fost de 3 ani, va avea 0,75. Dacă facultatea dânsei a fost de 4 ani, va avea un punct. Dacă facultatea dânsei a fost de 5 ani sau 6 ani, poate a fost la medicină, e femeie doctor, va avea 0,25 ori 6. Deci în cazul nostru 0,75 plus încă 0,75 pentru care are două facultăți. Nu, atenție, nu? Se ia în calcul doar una dintre facultăți. Bun, deci are o bonificație de 0,75 de... Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc numai bine. De ce plecați? nu plec, dar după cum dumneavoastră știți... Voiam să terminăm exemplu doar, măcar. Eu cred că l-am terminat. Trimite. VPR ori 40, nu? De puncte, la care mai adăugăm 0,75 facultatea. Haideți să încercăm. Deci, VPR care este 81, nu? Pentru în acest moment, în 2023, VPR-ul este de 71. În 2024 va fi de 81, valoarea punctului de referință. Bun, 81, fac corect? Ori 40,75, da? Și ne dă pensia? Nu, mai puțin. Câte puncte ați spus dumneavoastră? 0,75. Am pus bonificația pentru facultate și 40. A spus că are o facultate 40. De 3 ani? Două facultăți. Nu, numai puțin. Deci, facultatea persoanei dumneavoastră este de 3 ani, facultate? Da. Bun. Atunci are 0,25 de puncte pe an pentru perioada asimilată. Mai pun plus 40 pe care le are, da? 0,25 ori 3 pe an. Ok. Deci am pus bine 0,75. Bun. Dar, 0,75 dar plus încă 40, dar da? Numai puțin. Persoana dumneavoastră nu are decât puncte de contributive și puncte necontributive, adică puncte de stabilitate n-are. Câți ani de muncă are dumneavoastră? Nu știu, să zicem 26. Bun. Dacă are 26 de ani de vechime, atunci... Mai adăugăm 0,5, nu? Va avea 0,5 0,5 bonus. Bun. Da. Și ne dă total numărul de puncte 41,25 și mulțim cu VPR-ul, da? Da. Ori 81. Pensia este 3.341 de lei, e corect? Corect. Dacă elementele care definesc persoana pe care ați prezentat-o tocmai să înțeleagă oamenii, sunt corecte? Da. 3.341, 26 de ani de muncă și facultate. Egalizarea vârstei de pensionare între femei și bărbați este o parte a reformei impusă de angajamentele pe care România le-a luat prin PNRR. Adică e scris acolo și dumneavoastră a trebuit să se regăsească asta în lege. Este una dintre reformele asumate de România în jalonul 214 privind reforma pensiilor publice. Este o obligație pe care România și-a asumat-o, statul român, nu guvernul din care fac parte, pe care a trebuit să o transpunem în legislația românească, pentru care noi am venit cu această compensație, cu faptul că că perioada de creștere a copilului, concediul de maternitate, este stagiu contributiv și nu în ultimul rând faptul că dăm această reducere a vârstei de pensionare pentru femeile care au și cresc copii. Iar oamenii sunt preocupați. Ce se întâmplă din 2035 cu grupele? Dispar grupele de muncă, grupa 1 și grupa 2 de muncă, și oamenii își pun problema dacă pensiile lor vor fi mai mici. Și aici a fost tot un angajament pe care România și l-a luat prin jalonul 214, reforma pensiilor publice, un angajament pe care România și l-a luat ca pensiile din sistemul public să fie pe contributivitate, și atunci ăsta a reprezentat unul dintre elementele pe care noi a trebuit să le respectăm în noua lege. Pe de altă parte, încă din 2001, România
și fiecare dintre angajatori știu acest lucru, avem obligația normalizării condițiilor de lucru. Noi, înțelegând atât situația din România, cât și condiționalitățile din PNRR, am venit cu o perioadă tranzitorie care să ofere posibilitatea angajatorilor de a normaliza aceste condiții de lucru până în 2035. Până în 2035, atât condițiile speciale, cât și condițiile deosebite de lucru se mențin, astfel încât să nu existe o trecere bruscă. Și mai este încă o preocupare semnalată de oameni. E scris în legea pensiilor, asta adoptată ieri în ședința de guvern, că după 2035, când vor fi deja egalizate vârstele de pensionare femei bărbați la 65 de ani, că guvernul odată la 3 ani poate crește vârsta de pensionare standard peste 65 de ani în funcție de speranța de viață. Va crește vârsta de pensionare standard în România peste 65 de ani în anii următori? Modul cum a fost scrisă legea pleacă tocmai de la dorința noastră de a avea grijă de români și ca această vârstă de pensionare să fie o vârstă de pensionare care ține cont de ceea ce se întâmplă în România. Și tocmai textul legii este făcut tocmai în sensul acesta de a avea o normă care să țină cont de specificul României. Adică